Oficial, la numai o zi după anunțul procurorului general Alexander Stoianoglo cu referirea la crearea unui grup din 6 magistrați care urmează să evalueze cele 38 de dosare pretins politice intentate pe timpul regimului Plahotniuc, ziarul național.md a făcut publică această listă. Potrivit informațiilor oferite de sursa dată, printre cauzele penale care vor fi cercetate se numără și cele ale politicienilor Kiril Lucinski, Iurie Bolboce, oamenilor de afaceri Sergiu Cosovan și Valentin Eșanu, avocaților Veceslav Țurcan și Maxim Belinski, dar și cel care viza protestul blocului acum cu interceptările și filările ilegale, inclusiv ale jurnaliștilor. Amintim că miercuri Alexander Stoianoglo a anunțat într-o ieșire la presă că din această săptămână 38 de dosare cu suspiciuni de urmăriri ilegală, abuzivă, selectivă și deschise pe motive politice urmează să fie evaluate. Am semnat o dispoziție prin care am dispus constituirea în cadrul Procuraturii Generale a unui grup de control și monitorizare a unor cauze penale concrete, în sarcina căruia a fost pusă evaluarea a 38 de dosare penale pretins instrumentate pe motive politice. Prin urmare, de la începutul acestei săptămâni, grupul, format din 6 procurori, va evalua și va prezenta rapoartele pe marginea fiecărei cauze penale inclusă în listă. De asemenea, Alexander Stoianoglo a menționat că în cazul în care vor fi stabilite abateri gravi de la lege la intentarea și instrumentarea acestor cauze penale, vor fi luate măsurile legale în consecință. Este lungă durată.